săptămână. Prima săptămână schimbitate și pentru Fair Play. Premiul pentru cel mai bun portar se acordă titularului de la Black Devils, Fulo. Felicitări, doamne! Orgetelul acestei competiții vine din partea formației ACAB, care iată chiar dacă nu a ajuns în fazele finale ale competiției, a dat un golgeter și el se numește Vasile Pop. Și nu a jucat cu ochelari de soare. Cel mai bun jucător al competiției, prima ediție a Cupei Universitatea Cluj-Napoca, este desemnat fotbalistul de la Black Devils, Mircea Boar. Locul 3, medaliile de bronz, nu-i așa? Formația Lanterna Roșie. Invitată cu tupe ultimul aici la masă, exact așa cum a jucat Lanterna Roșie. Locul 2 a fost ocupat de formația Tiki Taka U. Aplauze pentru sportivitatea celor de palin. Blondule! Blondule! Vine pe picupă! Dau, din cupă! Auzi, Blond, pe bară! Și locul întâi și câștigătoarea competiției, Black Devil! S-au înscris 16 echipe, așadar a fost mult fotbal.